citiți la Matei 17, la Marcu 9. Aici a venit Domnul Iisus cu trei din ucenicii lui. Petru, Iacob și Ioan. S-au dus aici, au venit pe munte. Spune că Domnul Iisus i-a luat cu el. Pe un munte, în unele evanghelii, spune munte mai înalt. O fi fost mai înalt. Ca celelalte s-au numit așa în Matei. Aici Domnul Iisus s-a schimbat la înfățișare, spune, și-a schimbat înfățișarea. Și înfățișarea lui, fața lui, a devenit strălucitoare ca soarele. Ca soarele când strălucește în puterea lui la amiază sau când are puterea mai mare, nu când vine orar. Și hainele lui, și hainele s-au înalbit. Spune că albe, așa de albe, cum niciun înălbitor, niciun om care poate să spele așa alb, nu erau așa albe. Nu puteau să le facă așa albe. Și în timpul acesta, în timpul ce Domnul Iisus își schimbă înfățișarea, apare un nor. Apare un nor foarte strălucitor și îi acopere pe toți. La înfățișarea aceasta, ucenicii s-au înspăimântat și au căzut la pământ. Au căzut jos de priveliștea care a văzut-o. Norul i-a acoperit pe toți și apare Ilie și Moise, Ilie de care Adi ne-a spus el. Și povestesc cu Domnul Iisus. Și în timpul acesta, Domnul Iisus, cred că i-a văzut pe ucenici gândiți jos, de frică, speriați, se duce la ei și deci se duce la ei după ce aude din norul luminos, că din norul luminos a auzit vocea lui Dumnezeu care spunea, acesta este fiul meu prea iubit în care găsesc plăcerea. În unele locuri spune în care găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Amin. Ucenicii fiind jos la înfățișarea aceasta, la auzul acestei voci, înspăimântați, Domnul Iisus merge la ei și îi atinge. Spune, s-a atins de ei și le-a spus, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, nu vă temeți, pentru voi a spus lucrul, a fost lucrul acestea, ca să le vedeți și ca să credeți în mine. Nu scrie aceste ce am spus eu acum, nu scrie. Le-a spus doar, nu vă temeți. Avem de învățat doar câteva lucruri, o să spun. Că Domnul Iisus vine și se atinge de noi și ne spune fiecare, că noi suntem înspăimântați de unele lucruri, de unele probleme care apar, El și astăzi se mai atinge de noi și spune prin cuvântul lui, nu mă temeți. Eu sunt același despre care Dumnezeu a spus, în El să credeți. Pun îndemn pentru noi și noi, în continuare, în El să credem. Și în același timp o încurajare pentru noi. Și avem de învățăm și Dumnezeu arată aici divinitatea lui Hristos.